Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc mult că ați dat curs invitației noastre. Astăzi, alături de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, alături doamna director Lila Ivanov și domnul director adjunct Stanislav Cibotaru, vom prezenta rezultatele elevilor moldoveni la examenul la testarea internațională PISA 2022. Vă aduc aminte că PISA reprezintă o examinare internațională administrată de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care permite comparabilitatea între țările care administrează această testare prin mai multe dimensiuni și ne permite să înțelegem mai bine cum ne poziționăm noi ca țară, cum se poziționează elevii moldoveni pe câteva domenii. Matematică, știință, citire și lectură. Totodată, raportul oferă și o analiză a factorilor care influențează performanța elevilor în acest sens și reprezintă un bun fundament pentru elaborarea de politici publice în educație, ori ne permite să înțelegem mai bine care sunt discrepanțele între performanța elevilor din mediul urban, mediul rural, în funcție de profilul socioeconomic al acestora și totodată să înțelegem care este dinamica din ultimii ani legată de performanța elevilor. PISA 2022, testarea nemijlocit, s-a desfășurat în perioada martie-mai 2022, în acest exercițiu fiind implicați 6800 de elevi cu vârsta de 15 ani din întreaga țară, din circa 290 de instituții de învățământ. Asta reprezintă cam 23% din tot efectivul de elevi cu vârsta de 15 ani. Participanții au rezolvat teste cu durata de 2 ore la citire, lectură, matematică și știință. Testele au fost concepute de OECD pentru a evalua în ce măsură elevii din Republica Moldova și alte țări, la sfârșitul învățământului obligatoriu, își pot pune în aplicare cunoștințele în situații din viața reală și sunt pregătiți să participe pe buletin în viața societății. Este important să menționăm că examinarea PISA nu este un test clasic, cumva, cu care suntem noi obișnuiți în Republica Moldova, care testează strict vorbind cunoștințele elevilor, dar testează competențele acestora, cu alte cuvinte, capacitatea lor de a aplica aceste cunoștințe în diverse situații reale și a valorifica spectrul de cunoștințe de care dispun într-o manieră largă. Prima dată, Republica Moldova a participat la testarea PISA din 2009 și de atunci, în fiecare 5 ani de zile, revenim la acest exercițiu și, respectiv, avem deja destul de multe date. Eu voi prezenta câteva constatări generale, după care doamna Ivanov va avea o prezentare mai detaliată, prezentând și graficele, analizele care o să confirme concluziile la care am ajuns ca urmare a analizei rezultatelor. Deci, în primul rând, este important să menționăm că diferențele între rezultatele OECD și media Republicii Moldova, comparativ cu prima noastră participare în acest exercițiu, s-au redus. Cu alte cuvinte, noi am recuperat din decalajul pe care l-am avut inițial față de statele OECD. Dacă în 2009 la matematică ne despărțeau 99 de puncte de media OECD, 105 puncte la citire și lectură și 88 de puncte la știință, atunci, în 2022, acest decalaj s-a redus cu 41 de puncte când vorbim de matematică, 40 de puncte la citire și lectură și cu 20 de puncte la știință. Respectiv, am recuperat din acest decalaj. Acum, ca să înțelegem un pic ce înseamnă aceste punctaje, deci 40 de puncte PISA reprezintă cam un an de școlarizare. Cu alte cuvinte, dacă inițial, în 2009, elevii noștri erau cam cu 2 ani jumătate în urmă la matematică față de elevii din OECD, din țările înalt dezvoltate, da, din OECD, atunci noi am recuperat acest decalaj și acum suntem cu circa un an și câteva luni în urmă față de ei. Cu alte cuvinte, mai este mult loc pentru îmbunătățire, dar în egală măsură avem un trend pozitiv. Dacă comparăm cu rezultatele din 2018, deci de la ultima testare, deci dacă vrem să înțelegem ce s-a întâmplat în ultimii 4-5 ani de zile, atunci, pe de o parte, dacă vorbim de matematică, noi am recuperat din diferență, deci stăm un pic mai bine comparativ cu OECD-ul, cu diferența anterioară față de OECD, la matematică, în același timp am menținut aceeași diferență la citire și lectură, iar la știință există o anumită creștere a acestui decalaj. Deci aici imaginea este mai pestriță. Deci asta este cumva prima concluzie. În linii generale am recuperat de când se administrează acest test față de diferența, față de
da, diferența care exista față de țările înalt dezvoltate, în egală măsură în ultimii 5 ani de zile, în funcție de probă, rezultatele pe locuri s-au îmbunătățit, au recuperat din diferență pe locuri, ușor testăm o anumită înrăutățire. În același timp, trebuie să menționăm că în toate țările înalt dezvoltate, ca și în Republica Moldova, s-a testat o scădere a rezultatelor elevilor în ultimii 5 ani de zile și aici pandemia, bineînțeles, că și-a avut un efect semnificativ, deci majoritatea absolută a țărilor au înregistrat o reducere a acestor performanțe. De altfel, astăzi, pe data de 5, vor fi publicate rezultatele pentru fiecare țară la nivel global și toată lumea va putea să vadă și performanța altor țări, nu doar a Republicii Moldova, dar o concluzie generală este că efectul pandemiei a fost unul pronunțat și studiile online s-au diminuat din performanța elevilor și a existat un trend general de scădere. În același timp, cred că este foarte utilă analiza mai detaliată pe medii și pe diferențele în funcție de numărul de elevi într-o școală și aici sunt câteva concluzii importante. Punctajele medii ale elevilor din instituțiile de învățământ cu număr mic de elevi sunt semnificativ mai mici decât punctajele medii ale elevilor din instituțiile de învățământ cu număr mai mare. Respectiv, în școlile foarte mici, elevii au rezultate semnificativ mai proaste decât în școlile foarte mari. Colegii, o să vă arăt și datele. De principiu, noi am segmentat școlile în trei categorii, sub 400 de elevi, între 400-900 și cele care au mai mult de 900 de elevi. Și vrem să vă spunem că școlile care au cu 900 de elevi, mai mult de 900 de elevi, înregistrează rezultate dramatic, aș spune eu, mai mari decât acelea din școlile foarte mici. Un copil de 15 ani într-o școală mare are un rezultat cu până la 2,5 ani mai mare decât, mai bun decât un copil dintr-o școală foarte mică. Deci, cu alte cuvinte, există o întârziere de 2,5 ani în performanța unui elev dintr-o școală mică. Și ăsta este un lucru alarmant, care încă o dată confirmă că rețeaua noastră școlară menține captivi și, din păcate, copiii în instituții slab performante, unde aceștia înregistrează rezultate semnificativ mai proaste decât colegii lor de aceeași vârstă din instituții mai mari. Totodată, și acest lucru este vizibil la absolut toate trei probe, fie că vorbim de matematică, citire, lectură sau știință, diferențele astea sunt pronunțate, e 71 de puncte diferența dintre media la matematica elevilor din școli mici, 400 de elevi, să numim chiar destul de, așa, nu foarte mici, dar mici, și școli mari cu mai mult de 900 de elevi. În același timp, o altă concluzie interesantă ține de faptul că constant fetele au rezultate mai bune decât băieții la toate cele trei probe și diferența iarăși este destul de pronunțată. Fetele au performanțe mai bune la citire și lectură cu 30 de puncte, la știință cu 8 puncte decât media băieților, iar rezultatul la matematică este un pic sub cel al băieților, dar neglijabil, respectiv se atestă rezultate semnificativ mai bune pentru fete. Deci avem aici o diferență de gen la performanța la vârsta de 15 ani. Și ultima concluzie importantă ține de diferența în performanță a elevilor din mediile socioeconomice avantajate și dezavantajate, și cei din mediul urban și mediul rural. Deci aici, la fel, trebuie să spunem că performanța elevilor corelează foarte puternic cu mediul în care ei învață. Cei din mediul urban au rezultate semnificativ mai bune, cei care vin din familii socioeconomice cu un profil socioeconomic mai avantajat, la fel, au rezultate mai bune. Deci, cumva, intuitiv, ne-am fi așteptat să vedem același lucru, dar totodată, bineînțeles că ne dă și de gândit cum asigurăm educație de calitate egală pentru toți copiii, indiferent de mediul în care aceștia își fac studiile. Deci, încă o dată, ca să reiterăm principalele
concluzii. Pe de o parte, am recuperat din diferența pe care am avut-o până acum față de țările înalt dezvoltate, ceea ce este o noutate bună. Dacă privim începând cu anul din 2009, aici a existat o creștere semnificativă până în 2018 și ulterior una mai graduală. Față de 2018, la matematică, față de media ECD, am recuperat. La citire, lectură, am menținut rezultatul. La știință, am mers un pic în jos. Iar, în general, datele de la PISA 2022 arată un efect puternic al pandemiei asupra performanței elevilor. Majoritatea țărilor au pierdut din performanță. Totodată, acele diferențe semnificative care au existat dintotdeauna între performanța elevilor din școlile mici și școlile mari s-au menținut. Există o diferență dramatică în performanța elevilor în funcție de numărul de copii în școală. Există o diferență mare între performanța elevilor în funcție de profilul lor socioeconomic, deci de capacitatea financiară a familiei din care vin și totodată în funcție de mediul unde aceștia își fac studiile, bine că vorbim de urban sau rural. Iar, în linii generale, fentele au performanțe mai bune decât băieții la toate cele, la două dintre cele trei probe, cea de-a treia fiind rezultate mai mult sau puțin, mai puțin comparabile. Acum, întrebarea, pornind de la rezultatele PISA și nu doar, este ce ar urma să facă Ministerul mai departe pentru a rezolva această problemă pe viitor. Deci, noi considerăm că problema rețelei supradimensionate și a lipsei accesului copiilor din mediul rural, în mod special, din școli foarte mici la educație de calitate, este ceea ce afectează cel mai mult rezultatele noastre școlare. Și aici, cea mai bună soluție este oferirea posibilității ca acești copii să acceseze instituții de învățământ mai mari din apropierea locului lor de trai. În acest sens, Ministerul va implementa proiectul Școala Model. Este un proiect menit să creeze o rețea de 35 de instituții raionale, mari, puternice, bine dotate, în care urmează să investească până la 2 milioane de euro, în așa fel încât acestea să fie modernizate și să poată acomoda mai mulți copii cu predilecții din instituțiile foarte mici din raionul respectiv. În acest scop, urmează în 2024 să selectăm 15 instituții de învățământ care vor intra în prima fază a acestui proiect. Avem resurse pentru acestea deja identificate și căutăm resurse adiționale pentru încă 20-25 de instituții de învățământ pentru anul 2025. Deci, pe de o parte, investim în crearea acestor școli model, câte una în fiecare raion. Procurăm autobuze pentru a crește accesul, deci 70 de autobuze urmează a fi procurate anul viitor, 60 deja s-a desfășurat achiziția, 10 vor fi achiziționate din banii europeni prin UNDP. Totodată am pornit procesul de modificare a codului educației, în așa fel încât să oferim o alocație pentru toți părinții care voluntar își vor muta copiii din școli cu mai puțin de 50 de elevi în școli mai mari. Noi planificăm ca această alocație să ajungă până la 50 de euro pe lună și ar trebui să fie modificate aceste, să fie făcute aceste modificări la lege până în luna ianuarie-februarie anului viitor, fiind deja inițiat procesul de modificare. Vom continua proiectul nostru Investim în profesori, care la fel contează foarte mult. Vă duc aminte că până la final de an noi am instruit 3.000 de cadre didactice cu privire la metodele noi de predare, educație inclusivă, stare de bine, climat organizațional propice învățării și anul viitor vom continua și vom extinde acest program. Asta înseamnă că din bugetul de stat vom acoperi costurile de formare continuă și vom și face formare continuă diferit decât până acum. Tot pe dimensiunea bunătățirea predării a fost creat Institutul Național pentru Educație și Leadership, care va fi pe deplin funcțional începând cu luna septembrie 2024, cu o rețea întreagă de 1.000 de mentori care vin să sprijine cadrele didactice în demersul lor profesional. Nu mai puțin important, cred că trebuie să creștem nivelul de integritate a desfășurării examenului de clasa 9, ceea ce arată PISA foarte clar, că noi avem diferențe semnificative de performanță între instituțiile de învățământ. Examenul nostru de clasa 9 nu arată lucruri similare cu aceeași magnitudine, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că el nu se desfășoară
cu deplină obiectivitate și nu reflectă cu adevărat performanța în aceste instituții de învățământ. Respectiv, în 2024 ne propunem să creștem măsurile de integritate aplicabile în așa fel încât rezultatele să fie cele reale și să stimulăm inclusiv studiile calitative și nu identificarea altor soluții pentru obținerea rezultatelor educaționale. Și nu în ultimul rând, cu suportul Băncii Mondiale, prin proiectul care l-am accesat, urmează anul viitor să lansăm un program de tutorat gratuit pentru elevi, în special pentru elevii din mediul social sau care vin din medii social nefavorabile, în așa fel încât să aibă acces la mai multe servicii educaționale, un program de after school cel mai probabil, unde ei vor putea în grupuri mici să beneficieze de instruire adițională gratuită, în așa fel încât să recupereze, pe de o parte, din decalajul față de colegii din mediul urban, pe de altă parte, să compenseze pentru anumite carențe în procesul educațional care există în instituția lor de învățământ. Dar, de principiu, datele de la PISA denotă o situație complicată care există, în special în mediul urban, în mediul rural, în special în școlile foarte mici, și aici este nevoie de, cred că, consens național și o intervenție rapidă, categorică, atât din partea autorităților publice centrale, cât și din partea autorităților publice locale, dacă vrem cu adevărat să depășim acest decalaj și să facem ceea ce este în interes copiilor. Astea fiind spus, am să rog pe doamna Ivanov să ofer un pic mai multe informații tehnică privind rezultatele și pe domnul Stanislav ulterior să ne dea și exemplu de câteva întrebări care sunt aplicate în cadrul acestui test. Mersi. Doamna Ivanov. Stimate domnule ministru, mulțumesc pentru o prezentare exhaustivă a primilor rezultate atestării internaționale PISA 2022. Domnul ministru a punctat câteva cele mai relevante constatări care au fost realizate urmare a analizei datelor din testarea internațională PISA 2022. Voi reitera că astăzi OECD publică raportul pentru cele 81 de țări care au participat la testarea internațională PISA 2022, respectiv și Republica Moldova astăzi publică raportul privind rezultatele obținute de elevii din Republica Moldova în testarea internațională PISA 2022. Aici vreau să menționez un lucru important, în așa fel ca să avem interpretarea corectă a datelor și a analizei datelor, rezultatelor din acest raport. Reiterez ceea ce a menționat și domnul ministru, testele în testarea internațională PISA 2022, ca și în celelalte cicluri, sunt concepute de OECD, respectiv ele nu măsoară sau nu evaluează curriculumul național. Aceste teste sunt concepute pentru a evalua în ce măsură elevii din Republica Moldova și din alte țări, la sfârșitul învățământului obligatoriu, își pot pune în aplicare cunoștințele în situații din viața reală și cât sunt de pregătiți să participe pe deplin la viața societății sau în viața economică a țărilor. Din multitudinea de date care se regăsesc în acest raport, vom prezenta astăzi câteva cele mai relevante constatări bazându-ne pe rezultatele testării PISA din anul 2022. Prima constatare, după cum s-a menționat, este că s-au diminuat diferențele dintre media OECD și media Republicii Moldova comparativ cu prima participare a Republicii Moldova în testarea PISA. Vedeți acest grafic și aici putem concluziona că la prima participare a Republicii Moldova la testarea PISA, care a fost în 2009, diferențele dintre media OECD și punctajul mediu obținut de Republica Moldova a fost de 99 de puncte la domeniul matematică,
Deci pe fiecare domeniu separat vom vorbi, 105 puncte pe domeniul citire-lectură și 88 de puncte la domeniul științe. Aceste diferențe deci s-au micșorat semnificativ și aceasta se vede pe acest grafic în ciclurile următoare PISA. Deci la matematică s-a diminuat cu 41 de puncte, la domeniul citirii cu 40 și la domeniul științe această diferență s-a diminuat cu 20 de puncte. Dar dacă vom compara cu ciclul precedent, PISA 2018, atunci vom vedea că această diferență dintre media OECD și media Republicii Moldova la domeniul matematică s-a diminuat cu 10 puncte, la domeniul citire și lectură nu s-a schimbat semnificativ și la domeniul știință această diferență a crescut cu 7 puncte. Următoarea constatare importantă este despre mediile obținute de elevii din țările OECD, inclusiv și cei din Republica Moldova. Deci aceste medii au înregistrat o scădere față de ciclul precedent, PISA 2018. Aceste diferențe sunt la matematică cu 7 puncte. Dacă ne uităm acum pe domeniu și vedem care este media țărilor OECD și media Republicii Moldova, aici putem să spunem că media țărilor OECD a scăzut cu 17 puncte comparativ cu Republica Moldova, care a scăzut doar cu 7 puncte. La domeniul citirii lectură, deci media OECD a scăzut cu 11 puncte și Republica Moldova aici cu 13 puncte. Și ultimul domeniu științe, aici Republica Moldova a scăzut cu 11 puncte și media OECD doar cu 4 puncte. În mod evident și domnul ministru a menționat acest lucru. Una din cauze este pandemia COVID, sistarea activității instituțiilor de învățământ, învățarea online sau hibrid. Deci toate acestea au avut un impact negativ asupra mediilor OECD și a mediilor obținute de copii din Republica Moldova, dar totodată aici trebuie să luăm în calcul și faptul că Republica Moldova în testarea PISA 2022 a trecut de la format hârtie la formatul pe calculator. Următoarea constatare ține de punctajele medii ale elevilor din instituțiile de învățământ cu un număr mic de elevi, deci aceste punctaje sunt semnificativ mai mici decât punctajele obținute de elevii din instituțiile de învățământ cu un număr mare de elevi și aici trebuie să definim ce înseamnă instituții cu un număr mic de elevi. Deci acestea sunt instituțiile care au un număr total de până la 400 de elevi. Aceste medii obținute de elevii din instituțiile mici pe toate trei domenii, dacă observăm, sunt în jur de 300, punctajele obținute sunt de 380 de puncte. Diferența care aș vrea aici să o dau ca exemplu, la domeniul matematică, și aici trebuie să menționez că în PISA 2022 domeniul de bază a fost domeniul matematică. Deci pentru fiecare ciclu PISA este un domeniu care este socotit, scos în evidență și este de bază. Pentru ciclul PISA 2022 domeniul de bază a fost matematica. De exemplu, în cazul domeniului matematică, elevii din instituțiile mici, deci care au un număr total de elevi sub 400,
Deci este mai mic punctajul mediu cu 34 de puncte decât al cel al elevilor din instituțiile cu un număr total de elevi cuprins între 400 și 900, acestea fiind instituțiile medii. Conform datelor OECD, această diferență de puncte este aproximativ echivalentă cu o diferență de un an de școlarizare. În același timp, punctajul obținut de către elevii din instituțiile mici, deci cele sub 400 de elevi total, este cu 71 de puncte mai mic decât al elevilor din instituțiile de învățământ cu un număr total de elevi de peste 900. Deci astea sunt instituțiile mari. Respectiv, această diferență reprezintă aproximativ 2 ani de școlarizare. În aceeași ordine de idei, putem face aceleași constatări și pentru celelalte două domenii, pentru domeniul citire-lectură și pentru domeniul știință. Deci, această diferență dintre instituțiile cu un număr mic de copii și cele medii este de aproximativ un an de școlarizare și diferența dintre instituțiile cu un număr mic de copii și cele cu un număr mare de copii, care sunt peste 900 de copii, deci este de 2 ani de școlarizare. Următoarea constatare ține de punctajul acumulat de fete și băieți și aici putem constata că la citire, lectură și la științe punctajul mediu al fetelor este semnificativ mai mare decât cel al băieților. Diferența dintre punctajul mediu la citire-lectură al fetelor și cel al băieților este de 30 de puncte, deci aproape un an de școlarizare. La domeniul științe, fetele au obținut un punctaj de 421 de puncte comparativ cu cel al băieților de 413 și la domeniul matematică, acest punctaj este aproximativ același și la băieți și la fete. Deci discrepanța cea mai mare este la domeniul citire și lectură a punctajelor care l-au acumulat băieții și fetele. Următoarea constatare ține de elevii avantajați din punct de vedere socioeconomic și elevii dezavantajați. Deci aici putem constata că elevii avantajați din punct de vedere socioeconomic înregistrează performanțe mai înalte în toate domeniile decât elevii dezavantajați. Și această diferență se observă în acest grafic, deci elevii, punctajul elevilor din mediul socioeconomic care sunt dezavantajați acumulează un punctaj aproximativ de 380 de puncte, pe când elevii avantajați din punct de vedere socioeconomic acumulează un punctaj peste 460. Următoarea constatare ține de mediul urban și mediul rural. Deci elevii din instituțiile de învățământ din mediul urban înregistrează performanțe mai înalte în toate domeniile testării PISA, comparativ cu elevii din instituțiile de învățământ din mediul rural. Și aici, iarăși, foarte clar se văd aceleași date, că deci elevii din instituțiile din mediul urban înregistrează punctaje în jur de 380 de puncte și elevii din mediul rural înregistrează punctaje peste 400 de puncte. Următoarea constatare ține de nivelul minim de competență conform standardelor PISA. Fiecare al doilea elev de 15 ani din Republica Moldova atinge cel puțin nivelul minim de competență conform scalei PISA.
Aici aș vrea să menționez că fiecare domeniu evaluat din testarea PISA conține câteva niveluri de competență. De regulă sunt nivelurile de la 1 până la 6. Conform standardelor OECD, nivelul minim de competență pentru fiecare domeniu reprezintă nivelul 2. Deci, în baza rezultatelor testării PISA din anul 2022, se constată că 44,3% din numărul elevilor de 15 ani din Republica Moldova ating cel puțin nivelul minim de competență la matematică. Și la domeniile citire, lectură și știință, nivelul minim de competență îl ating 51% de copii. Aici aș vrea un pic să detaliez și să explic ce înseamnă nivelul 1. Deci nivelul 1 nu înseamnă că copiii din Republica Moldova nu pot citi sau nu pot rezolva o problemă sau nu știu cum să rezolve o ecuație. Deci nivelul 1 de competență înseamnă că elevii pot citi un text simplu, pot răspunde la întrebări, pot formula propoziții simple dacă vorbim de domeniul citire și lectură, dar întâmpină dificultăți atunci când au în față un text mai complex, atunci când trebuie să facă o analiză, să facă anumite deduceri. Și în cazul matematicii, în aceeași ordine de idei, deci acești copii pot rezolva o problemă simplă, pot rezolva o ecuație atunci când datele primare sunt la suprafață, atunci când nu este nevoie de deducere. Ei pot să aplice o formulă matematică simplă, dar nu pot sau întâmpină, mai bine spus, dificultăți atunci când este nevoie să rezolve o problemă care se rezolve prin mai mulți pași sau o problemă care are ca și rezolvare o deducție sau trebuie să facă o anumită sinteză. Deci este important să accentuez și acest lucru. Asta nu înseamnă, încă o dată reiterez, că copiii din Republica Moldova nu pot citi sau nu pot rezolva o problemă simplă matematică. Următoarea constatare, în aceeași, dacă vorbim despre nivelul minim de competență, deci în instituțiile de învățământ mari, deci cu un număr mare de elevi, 7 din 10 elevi ating nivelul minim de competență, comparativ cu 3 elevi din 10 ating nivelul minim de competență în instituțiile mici, da? Sau în instituțiile care sunt sub 400 de elevi. Acestea sunt cele mai importante constatări care ies din raportul PISA. Mai multe detalii puteți să le găsiți în raportul care va fi publicat pe pagina Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare în compartimentul Transparență. Recomandăm atât la nivel național cât și la nivel local să fie analizate aceste date, deoarece ele oferă multă informație care este folosită pentru formarea cadrelor didactice, pentru determinarea anumitor dimensiuni de îmbunătățire a calității studiilor în fiecare școală. Acum o să-l rog pe colegul meu, domnul Ciobotaru Stanislav, director adjunct la Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, să prezinte câteva exemple de item pe diferit nivel de competență. Aici vor fi prezentați item pe nivelul de competență 2, deci nivelul minim, și item de nivelul de competență 5, care ar fi reprezintă performanță, care au fost rezolvați de copii în cadrul testării internaționale PISA. Bună ziua! Deci, în cele ce urmează, vă vom prezenta câteva exemple
de ITIM utilizați în testarea PISA la domeniile matematică, citire și știință. Deja după cum s-a anunțat, deci testarea PISA nu se limitează la verificarea dacă elevii pot reproduce ceea ce au învățat, dar mai mult se axează pe modul în care elevii pot extrapola din informațiile pe care le cunosc și le aplica în situații reale sau modelate. Deci fiecare domeniu de evaluat în testarea PISA conține câteva nivele de competență, de la 1 până la 6, iar conform standardelor PISA, nivelul 2 este considerat nivelul de bază al competențelor minime necesare, nivelurile 5 și 6 sunt considerate nivelurile de top. În imaginea respectivă aveți proiectat interfața aplicației de lucru a elevilor, deci este exact aceeași interfață pe care au avut-o elevii din Republica Moldova. La domeniul matematică aveți un exemplu de un item la nivelul 2, deci prezintă un item simplu cu alegere multiplă cu evaluare computerizată. Aici, spre exemplu, elevilor li s-a prezentat o serie de elemente legate de un desen construit pe rânduri după o anumită regulă, utilizând triunghiuri albastre sau roșii, iar ulterior elevii erau rugați să calculeze procentul de triunghiuri albastre în rândul numărul 5. Deci, după cum se vede, dat fiind faptul că rândul numărul 5 nu este prezent în această figură, elevii trebuiau să analizeze rândurile precedente, să facă o concluzie a regulii de utilizare și să calculeze datele solicitate în problema respectivă. Interfața respectivă reprezintă un exemplu de item de nivelul 6, deci nivel de performanțe înalte. Elevilor li s-a propus date cu privire la câteva țări și o instrucțiune în vederea utilizării datelor respective pentru efectuarea unor calcule complexe. Deci, după cum putem observa, pe lângă capacitatea elevului de a utiliza datele, de a face deducții, elevii necesitau și cunoștințe digitale în vederea utilizării informațiilor respective pentru a efectua calcule complexe. Iar itemul de nivelul 6 presupunea ca elevii să efectueze calculele complexe, să analizeze rezultatele și să le compare pe câțiva ani de referință, ulterior să selecteze din variantele posibile cele care se încadrează în varianta solicitată în item. Interfața respectivă prezintă exemplul unui item de la domeniul științe, item de nivelul numărul 2. După cum puteți observa, în partea dreaptă a interfaței era inserat un model ce simulează un experiment cu diferite date de intrare. Elevilor li se solicita să seteze datele de intrare în experimentul respectiv conform informațiilor solicitate în item. Ulterior, la rularea experimentului, calculatorul prezenta în tabelul din dreapta jos rezultatele experimentului, iar copiii în baza rezultatelor primite de calculator trebuiau să răspundă la întrebarea formulată în acest item. Deci este un item de nivelul 2, dat fiind faptul că toată informația solicitată pentru experiment era clar stipulată în enunț, iar întrebarea problemei nu era complex de găsit din tabel. Spre deosebire de itemul respectiv, care se setează la nivelul numărul 5, în care elevilor li se solicita să formuleze o ipoteză în baza datelor prezentate, spre deosebire de itemul precedent, în experimentul respectiv, elevii nu aveau datele de intrare pe care era formulată ipoteza, trebuiau să efectueze deducții în baza datelor cunoscute, ulterior, deducția respectivă era necesară să fie susținută de exemple în baza tabelului. La domeniul citire-lectură, interfața respectivă prezintă un exemplu de item de nivelul numărul 2. Deci, elevilor li s-a prezentat câteva mesaje de pe un forum tematic și întrebarea propusă consta în faptul ca elevii să selecteze da sau nu, dacă sunt de acord că mesajul prezentat de participanții la forum corespund tematicii forumului respectiv. Aici aveți prezentat un exemplu de item ce se încadrează la nivelul 4 al competenților la domeniul citire-lectură. Deci, spre deosebire de nivelul de itemii precedenți, aici elevului s-a prezentat două surse complexe de articole științifice pe o temă cercetată. Ulterior, sarcina conținea trei concluzii formulate de trei elevi diferiți, iar elevului i s-a solicitat să selecteze care din concluziile prezentate o consideră veridică și să ofere un argument bazat pe textul prezentat aici.
Deci, ceea ce vrem să punctăm este faptul că în testarea PISA 2022, la matematică și citire și lectură, a fost aplicată o abordare adaptivă a testelor, ceea ce a presupus că fiecare elev a primit seturi de item în baza răspunsurilor pe care le-a primit, pe care, în baza răspunsurilor oferite la itemii precedenți. Cu alte cuvinte, dacă inițial elevul oferea răspunsuri corecte la primii item, atunci gradul de complexitate al testului său creștea, iar în cazul în care elevul oferea răspunsuri greșite sau parțial corecte la itemii propuși, atunci gradul de complexitate a testului devenea mai scăzut. Abordarea respectivă nu a fost posibilă de administrat în ciclurile precedente, dat fiind faptul că Republica Moldova a participat la testările precedente pe format de hârtie, iar acum, în PISA 2022, formatul administrat în Republica Moldova a fost unul computerizat, respectiv influența sau formatul aplicat, cu siguranță s-a răsfânt și atopa punctajelor medii. Mersi. Stanislav, dacă putem doar să trecem înapoi, la, eu vreau să accentuăm atenția la această întrebare pentru colegii noștri care ne urmăresc. Deci, de principiu, la această întrebare, 50% din elevii din Republica Moldova, mai mult de 55%, cred că 55%, dacă vorbim de matematică, da? N-au putut să răspundă. Deci, eu cred că noi toți trebuie să medităm asupra acestui fapt și să intervenim conform celor care le-am enunțat anterior pentru a redresa această situație, ori este destul de grav dacă o proporție atât de mare dintre elevii noștri nu pot răspunde la o asemenea întrebare. Dacă sunt întrebări necesare de clarificare, vă rugăm. Eduard Măceac, Politic Media. Domnul ministru, vrem să vă întreb referitor la discuțiile care vor avea loc, care au loc în legătură cu majorările de salarii pentru profesori. Am aflat informația din partea Confederației Sindicale pe linia de învățământ că ei solicită 20% pentru anul viitor și vă întreb dacă guvernul, statul va fi în stare să le majoreze salariile și aș vrea să vă întreb de unde statul va identifica o sumă destul de mare, totuși vorbim de 50.000 de angajați. Da, mulțumesc pentru întrebare. Noi avem o relație foarte bună cu sindicatele, am fost în dialog permanent în această toamnă pe marginea majorărilor salariale. Varianta de compromis la care am ajuns și care reiese și din posibilitățile financiare la moment, în condițiile când educația a fost prioritizată față de toate celelalte sectoare, este de a oferi o majorare de 15% pentru cadrele didactice. Totodată o să majorăm bursele la pedagogie, o să dublăm bursele la pedagogie, de altfel și căutăm și resurse pentru majorarea indemnizațiilor pentru tinerii de specialiști. În același timp, se majorează salariul minim cu 25%, de la 4.000 la 5.000 de lei, ceea ce o să fie o noutate bună pentru mulți lucrători auxiliari din instituțiile de învățământ, care o să vadă respectiv o majorare de peste 15%, mai aproape de 25%, și în rest, pentru ceilalți angajați, e o majorare de 1.900 la 2.100 a valorii de referință. Deci cam aici suntem la moment. Pe parcursul anului 2024, în funcție de evoluția economică, o să căutăm resurse și pentru alte noutăți bune pentru cadrele didactice. Da. Cât va costa statul aceste majore? Având în vedere că vorbim despre toate segmentele, inclusiv universitățile, inclusiv cercetarea, în circa 1,6 miliarde de lei ar fi necesare pentru a putea acoperi această majorare și majorarea de 10% pentru tot personalul non-didactic. Respectiv, este un efort semnificativ, echivalent, de exemplu, fondului de subvenție în agricultură până an de zile. Da, banii de unde ar urma să vină? Din bugetul de stat, bineînțeles, din venituri de psihotare, deci granturi care ne sunt oferite, resurse care sunt puse la dispoziție, inclusiv de parteneri, dar în linii generale, bineînțeles că din bugetul de stat, deja cu toate sursele de venit aferente acestea. Și ultima întrebare, ați vorbit despre calitatea studiilor, despre fenomenul supradimensionării. Există un fenomen în Republica Moldova legat de cei care intră la facultate, studenți, există un anumit număr de studenți, la absolvire avem un alt număr de studenți. Cum explicați faptul că există această disproporție? Mulți părăsesc facultățile din Republica Moldova și pleacă peste hotare.
Este o diferență generată și de fapt că lumea alege la un moment dat să plece în România, respectiv avem un decalaj între cei care se înscriu în septembrie, cei care ajung în octombrie. Dincolo de asta, într-adevăr, pe parcurs studiilor, cred că o parte abandonează și nu în ultimul rând, nu exclud că există și o problemă de evidență în universități a studenților, ori ei de principiu sunt cointeresați să aibă un număr mai mare, pentru că noi plătim per student, respectiv, poate nu întotdeauna evidența este ideală și acest lucru o să-l remediem anul viitor când o să avem un sistem informațional care în regim automatizat o să ia toate datele de la universități pe IDNP-ul fiecărui student și o să putem să înțelegem mai bine totuși câtă lume într-adevăr s-a înscris, câtă lume a trecut în anul 2, a fost exmatriculat pe parcurs și câtă lume a absolvit. Astăzi ne bazăm în primul rând pe datele oferite de universități și ele necesită a fi verificate adițional. Mulțumim tuturor pentru întrebări. Zi frumos!